În contextul în care, în perioada decembrie 2022-februarie 2023, expiră termenul de valabilitate administrativă a unui număr de peste 450.000 de permise de conducere la nivel național și circa 6.000 de permise de conducere la nivelul județului Suceava, prefectul județului Suceava a emis un ordin prin care a dispus comenzi serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava de a desfășura activități de lucru cu publicul, inclusiv în zilele de sâmbătă. Astfel, în lunile ianuarie și februarie, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava va desfășura activitate în zilele de sâmbătă, începând cu data de 7 ianuarie, cu două ghișee la care se vor derula operațiuni în exclusivitate destinate preschimbării permiselor de conducere emise de statul român, a căror valabilitate administrativă expiră. Facem precizarea că solicitanții trebuie să dețină obligatoriu programare pe site-ul drpciv.ro, pe lângă celelalte documente impuse de legislația în vigoare. Preschimbarea permiselor de conducere înainte de expirarea valabilității administrative se poate realiza parcurgând următorii pași: efectuarea programărilor online, achitarea contravalorii permisului de conducere în valoare de 89 de lei, pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere, act de identitate valabil original, fișă medicală, permisul a cărui preschimbare este solicitată în original, dovada efectuării plății taxei și, nu în ultimul rând, prezentarea la sediu conform programării.